Clopotul este unul dintre primele instrumente sonore, sunetul căruia rămâne și astăzi o enigmă. Puțini sunt dintre cei care cunosc secretele de realizare a unui clopot ce încununează Sfintele Lăcașe. Mulți mai puțini sunt cei care folosesc o tehnică corectă pentru a crea un clopot autentic. Ne-am propus să luăm o lecție de sculptură de la artistul plastic, în mâinile căruia materia capătă o formă deosebită. Acum se face modelul clopotului în ceară, adică ceară cu o zăchirită și deci înainte de la de fi în bronz, el se face grosimea clopotului cât trebuie să fie pe interior și exterior, se face după un șablon în care el e îmbrăcat clopotul cum are miezul, forma dinăuntru clopotului și deci pe dânsul se aplică ceară și prin prejur are un șablon care fixează partea exterioară, o fixează și adică o face fix după dimensiune cum trebuie să fie clopotul. Acum se face în ceară. Pe urmă el se întărește, se scoate și apar celelalte procese. În jurul la 20 de procese tehnologice trebuie aplicate ca să iasă clopotul să fie finisat până la urmă. Cum am spus, pe tehnologii vechi eu lucrez, tehnologii de sute de ani care lucrau înainte. Asta noi scoatem, mai asta rămâne forma. Iată, acum și o să vedeți. Că eu sunt întorc. Vedeți calitatea? Asta e miezul clopotului pe care se aplică, se îmbracă pe urmă, acum și o să vă arăt mai departe, se îmbracă clopotul. Adică este niște componente speciale ca să reziste la temperatură și totodată să iasă fin, să nu trebuiască după ce faci clopotul să îmbri să-l prelucrezi la strung sau ceva. El deodată, dacă îl faci corect, deja el deodată ies. O sculptez cu mâna manual din gips. După ea scot negativul efectul. Și asta deja rămâne așa, de rezervă, cum zic, în istorie, rămâne așa la mine. Dar cu negativul ăsta se poate lucra foarte mult timp, fiindcă el e gips special și deci nu se uzează, adică ți ajunge aproape pe viață dacă lucrezi corect. Dacă lucrezi corect cu dânsul. Fiara uleacă e rece aici, dar o să primească, e și puțină. E foarte important ca să faci tot corect. Secte o icoană. Ați înțeles? Da. E curăț capetele și se aplică pe clopot așa unde se trebuie. E încleietă pe urmă. Ornamentele se fac aparte. După ce le faci, ele se încleie aici, e ca așa. Ornamentul, icoanele, totul e aparte. Chiar dacă a activat în domeniul energetic, viața și harul l-a îndreptat pe Andrei Dohotaru către artă. Născut chiar lângă mănăstirea Curchi, acesta a devenit sculptor și este unul dintre puținii artiști care confecționează clopote. Cea mai dificilă etapă este de a primi banii de la client. dar dacă cinstit, cea mai dificilă etapă e aceea când topești bronzul și îl torni în forme, adică trebuie să fii cuptoarele bune, adică trebuie să știi temperatura metalului. Susținerea celor din jur este ceea ce îl face să meargă mai departe. Nu lucrează singur, are cel mai mare ajutor, soția și fiica Sofia. Este o muncă migăloasă, dar dacă o faci nu doar cu mâinile, ci și cu sufletul, înveți meseria, indiferent de circumstanțe. Asta e la 8 kg, acesta la 4 și acesta la 2. Adică sunetele sunt diferite. Se proiectează clopotul, se fac șabloanele tot, calculele după grelime și deci dimensiunea de jos cu înălțime se calculează și nota ce iese, adică după grelime, după lățime se calculează nota care trebuie respectivă, 2000, care fa, care trebuie să fie și deci clopotul acesta tot e clopot calculat. Dacă vedeți aici e mult mai îngust și asta e aici jos e mult mai lat.
Clopotele nu sunt unica lui pasiune. Sculptează, creează adevărate capodopere, lucrări ce le vede în timpul apropiat împrăștiate undeva prin Republica Moldova. Asta e lucrare în bronz, aceasta este o balerină stilizată, deci așa eu văd balerinele, fiecare cum le vede. Toate care sunt lucrări, care eu le fac, și asta la rândul său o să fie făcute lucrare în mărime mare, lucrare de parc. Lucrare modernă ce reprezintă cauza denumirii, am pus o cauză națională, adică având două laturi, mărul, cuiul, cepul, cuiul, ornamentul, adică asta reprezintă cauza națională. Creează cu mâinile, dar depune suflet în orice detaliu, căci consideră că doar o astfel de armonie naște capodopere vii.